Uite-l. Dărâmăm de tot. Uitați, are și hainele pe pat. Probabil vine și în seara asta. Vedeți cum oamenii încercuiesc lanurile de porumbi și pun și gard electric din cauza mistreților. Vin mistreții și fac ravagii prin lanurile de porumbi. Vin chiar din pădure sau din lungă, de pe partea cu râul, cu apa. Da? Deci vin din ambele părți și fac ravagii. Uite, după cum se vede, deja sunt puși la pământ. Vă salut, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de pescuit, Claus Fishing Channel. Dacă sunteți noi pe acest canal, apăsați butonul de abonare, nu vă costă nimic, absolut este gratis. Un like mă ajută foarte mult. Și bineînțeles, clopoțelul pentru a vă notifica de fiecare dată când postez câte un clip nou. Astăzi am la dispoziție 2 ore și am zis să ies la un pescuit la Clean. Sunt pe un râu care mi este foarte drag mie, râul copilăriei, pe care eu am învățat să pescuiesc. Din nefericire, stând cu prietenii la o bere, la o sămânță, am aflat foarte multe lucruri urâte. Și în ce sens? Că se braconează foarte mult. Am aflat că sunt 3 feluri de braconaj care se practică pe acest râu. Cel cu furculița, care merg noaptea cu o lanternă sau o făclie și făcând lumină în apă, peștele stă pe loc, înfic furculița în el și-l adună. Cel de-al doilea stil, vin cu o plasă foarte mare, cum să vă dau un exemplu, ca și cum este fileul de tenis de câmp, da? Unul, bineînțeles, se merge prin apă, unul stă prin mal, celălalt pe malul celălalt, țin de plasă și vreo 2-3 la 20 de metri cu niște bâte, bat în apă, fac zgomot și sperie peștele spre acea plasă. Și al treilea mod de braconaj, după cum bine știți, este acela cu gardul. Dacă sunteți vechi pe canalul meu, eu m-am mai luptat cu, în ghilimele, luptat cu braconierii, adică ieșind la spinning pe apă, cum am dat de acele garduri, cum le-am dărâmat. Ce vaduri pe aici. O, ce fain e pe aici. Dau și pe 2 ore aici. Uite-l. Uite-l ce fac.
frumos. Ce frumos. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Uite-l ce fain. Uite ce fain. Uite ce fain. Uite-l. Hai să-i dăm drumul. Dăm partea asta să nu-i sperie pe ceilalți. Hai. Uite, acolo s-a băgat. Super. Uite. Ce atac am avut. Yo. Mamă, dar nehotărât odată în ea. Hai, dăm o dată. O, ce atac nehotărât. Foi ce-o scăpat asta. Ce-o scăpat. Ce salt a făcut. Opa. Ușor. Până cu croșeta, că nu. Uite-l. Ce frumos. Hai. S-a dus. Aici porcii mistreți. Porcii mistreți vin la să se răcorească în nămol. Uite aici ce. Ce șor făcut. Câta urmă. Câta urmă de mare. Uite, cât pumnul. Uite. Intră pumnul. Numai de mare de mistret. Vă dați seama cât e de mare. Ia uite așa aici. Și aici tot groapă de mistreț. Ăștia sunt mari de tot. Uite câta urmă acolo. Câta urmă. Cât pumnul. Da. Uite, poate că e pe acolo. Se vede că e cu noroi. Vine noaptea să răcuresc. Uite pe aici frunzele murdare de mocirlă. Ies pe acolo și se duc în lanul de porumbi. Ia uitați, prieteni. Iarăși gard. Uitați. Braconaj. Cei care îmi urmăriți canalul, în partidele mele pe care le fac la spinning, ați văzut că de ani de zile mă lupt cu braconierii, cu cei care pescuiesc
la gard. Sistemul acesta se bat niște țăruși, da? După cum se vede, și nu-i făcut de mult, pentru că încă frunza este verde. Deci se bat niște țăruși, se împletesc cu crengi, cu nuiele, da? Acolo se face un pat, cum se vede, da? Pe care braconierul vine noaptea, stă pe el și aici pune acea plasă, ori aici lângă, ori sub pat. Pune acea plasă pe care o numim cârstaș și așteaptă peștele când vine din amonte să treacă în aval. Dă de acest gard, merge pe lângă el frumos, până aici unde găsește gaură, da? De trecere. Ori aici, oricum v-am zis, sub pat, și când trece, dă direct în plasa braconierului. El simte la mână, l-a ridicat, îl ia și îl bagă în plasă. Uitați, aici și nuielele. Să le aruncăm și pe astea. Uite nuielele. De asta prinde plasa, vedeți? Îl face cam așa, să vă arăt. Uite, așa. Și din astea patru colțuri prinde plasa. Plasa o să fie cu burtă. Și o ține în apă. Haide să vă arăt. Așa, ține aici, exact în gaura asta. Stai să... Nu prea pot să filmez și să vă și arăt. Cam așa. Cam așa. Da? Și plasa este la fund. Cum trece peștele, o simți când o dată în plasă, îl ridică și îl ia din plasă. Noi o să le aruncăm pe apă pe astea. Da? Bun. Patul o să-l stricăm, cum facem de fiecare dată. Deci legat cu sârmă. Da. A fost multă muncă aici. Da, să că luăm așa cu... Scoatem din... Upem așa. Frumos. Așa. Să se mai pune o dată. Să-și facă. Se mai chinui odată, că noi plătim de ani de zile permisele și nu prindem nimic. Eu aș vrea să prind și eu și băiețelul meu pește. Deci, acolo am terminat treaba, acum aici. Să vină să mai fac. Mor de drag când dau de ele și le dărâm. Dar în același timp sunt și supărat pentru că, din păcate, se adună mult pește și foarte mic. Tot ce pică în plasă, ia și duce acasă, nimic nu lasă. Nu mai rămâne aici. Să se mai muncească o zi întreagă să-și facă altul. Așa, parul ăsta. Amor.
Bun. Am făcut treaba și de data asta. Continuăm. Continuăm pescuitul. Să vedem câte garduri mai găsim. Mă bucur foarte mult că am reușit să mai elimin încă unul, deci un braconier în minus. Sunt foarte mulți pom picați, o să vorbesc mai ușor ca să nu-l sperii. Sunt foarte mulți pom picați, uite cum se vede asta din fața noastră, da? Și după el acolo, haide să intrăm ușor. După el acolo și aici înainte de pom, apa este adâncă și aici cred că este ceva clean, iar și acolo, uitați ce loc minunat, cu crengi. Ia uitați, prieteni, alt gard aici. Uitați-vă, alt gard. Deci nu știu dacă am mers vreo 100 de metri. Uitați-l acolo. Bun. Sunt niște locuri bune aici de pescuit. Dau un pic și apoi o să trecem la treabă. O să-l dărâm și pe ăsta. Încă deja mă apuc să... Da, să-l dărâm. Am aruncat câțiva pari. Să-l dărâmăm pe tot. Uitați, are și hainele pe pat. Probabil vine și în seara asta. A fost. Ia uitați haine. Hainele. Le aruncăm. Așa. Sticla cu apă. Și acum să-l să-l dezmembrăm. Bun. Deci, nu știți cât mă bucur când dau de un astfel de gard. Aici am făcut. Și n-am nimic de tăiat la mine. Bună treabă. Păi ce credeți că îi las așa? Niciodată. Stai bătut bine. Uite, bătut. Bătut aici cu topor. Greu cu o mână, cu cealaltă să filmez. S-a dus bateria la GoPro și trebuie să filmez cu telefonul. Dar nu contează, nu-i bai. Avem tot timpul din lume pentru așa ceva. Nu știți cât mă bucur. Vă dați seama că nu stric eu un gard, două, nu o să-i opresc, dar măcar se mai muncesc o zi întreagă. Asta nu îl face așa cât bați din palme. E muncă și aici. Uitați. Băi, am obosit.
Vedeți-mă că mă bose coloana asta. Așa de atunci îți băgați pare ăștia. Ușor, ușor. Ușor, ușor, dăm drumul la cartă. Hai. Încerți-vă. Mai avem pe aici. Probabil era pregătit. Uitați hainele, unde le-am aruncat. Ați văzut hainele pe și sticla de apă? Pe gard. Probabil o fi fost pe zi, cine știa. Și așteaptă să vină și de noapte. N-ai de unde să știi. Să vină de seară, că are unde să stea. Pe mal. Pe mal are un să stea. Că patul meu mai. Și cum să... Și noi care plătim permise, ieșim pe apă. Credeți-mă că de jumătate de oră n-am luat un clean. Un clean am luat. Am dat cam fântână. Rar de tot am scos, după cum ați văzut, 2-3 la cameră și ea micuți. Din cauza braconajului. Se braconează masă în toate felurile posibile. Și după cum vedeți, apa este micuță. Aici nu mai este. Deci am făcut treabă bună și astăzi al doilea braconier eliminat. Bun. Am zis să iau și încolo spre Amonte, mai dau de câteva ori. Deja e seara. Prieteni, ați văzut? Ați văzut și voi, v-am arătat supărarea pe care o am în suflet cu acești braconieri, da? Abia aștept să ies la pescuit, fie că sunt concediu, fie că sunt în timpul liber și, din păcate, îmi pierd timpul ore întregi pe apă, ne scoțând niciun pește la cameră. Din cauza asta. De ce că nu mai avem pește în România, nu se mai populează, adică aproape deloc, da, cum se populează în alte țări. Se mai și braconează. Atunci, de unde se prinde? Permis să plătim, pește nu este, și mai departe. Asta este. Degeaba spun eu off-ul aici pe canalul meu de pescuit, oricum nu o să ia nimeni în seamă, dar măcar mă descarc și împărtășesc și cu voi suferința pe care o am și eu și cu siguranță o aveți și voi, că nu doar eu mă confrunt cu așa ceva. Asta este. Bun, haide să trecem și la lucruri mai bune. Sper să mai scot un clenuț 2 la poză și apoi ieși și plec. Deja avem aproape 2 ore de pescuit și mai am ceva treabă. Mai vin și în altă zi. Uitați, fratelor, ce am găsit aici. Aici de mult a fost o moară pe apă. A mai rămas doar o bucată din fundație. La moară și aici măcinau porumbul, grâu. Gata, cum a scăzut apa, acum se vede.
de să fac ancorele astea, că e periculos când se zbate. Nu e prima dată când îl iau în mână. Uite ce frumos. Avem ce prinde și în anii următori. Am luat și pește, dar sunt și agățat. Da, da. Am un micuț. Uite ce fain. Ia uite-l! Uite-l! Nu! Nu se bate mai deloc! De asfalt cu mâna. Nu, că nu mai riscare înghițită. Poate tripe aici până, nu? Mi-a mai băgat în mână. Vine și un clenuț. Iar asta m-am fi gândit.
cei mai periculoși așa e mici, că imediat îți înfig. Dacă n-ai croșetă, imediat îți înfig ancora în mână. Am mai pățit-o de două ori. Abia am scos-o. Uite-l! Uite-l! Ce s-a prins? Bă? Eliberare! Ce iarbă e aici? Uite-l! Ia, ridică-l un pic să-l văd. Hă? Fain. Prieteni, asta a fost partida pe ziua de astăzi. Din păcate, trebuie să plecăm. După cum v-am spus, vine ploaia. Am prins și 2-3 clenuți. Am scos la cameră, vi-am arătat. Ne-am relaxat. Nu stați în casă, ieșiți pe apă. Până data viitoare, numai bine. Vă salutăm. Bine întinse.